Nativii raci vor avea parte de surprize plăcute în plan afectiv. S-ar putea îndrăgosti, ar putea avea parte de o zi romantică în cuplu, în ton cu vremea. A sosit momentul să aflăm predicțiile zodiilor, tocmai acum, de la Andreea Joița. Bună dimineața și bine v-am găsit, nativii din Zodia Berbec, duc lipsă de răbdare și vor deveni cu ușurință irascibili, văzând că proiectele derulate nu au rezultatele dorite peste noapte. Organizare de acest lucru ar trebui să țină cont nativii tauri în activitățile desfășurate, asta dacă vor să se bucure și de reușită. Gemenii se implică în prea multe treburi și chiar dacă multe voci susțin că aleargă după mulți iepuri deodată, ei vor avea rezultate pozitive. Racii vor avea parte de surprize plăcute în plan afectiv, toate merg ca pe roate la acest capitol. Ei vor avea o zi încărcată în plan profesional, însă au motive să fie zâmbitor, pentru că se întrevede la orizont o promovare. Nimic pare să fie pe gustul nativilor din Zodia Fecioară, sunt conflictuali și caută nod în papură în orice discuție sau situație. Balanțele sunt caracterizate de calm și nu se vor crampona de problemele din plan afectiv, ci vor încerca din răsputeri să găsească cele mai potrivite soluții. Pentru Scorpion se anunță o zi bună, sunt în mare formă și vor avea realizări care vor stârni invidia multora. Pozitivismul nativilor săgetători atrage numai lucruri benefice lor, sunt zâmbitori și vor trata cu calm și relaxare fiecare problemă evită. Capricornii vor avea o zi cu multe bătăi de cap la serviciu, activitățile profesionale se vor desfășura cu dificultate și, din păcate pentru cei din jur, își vor vărsa nervii pe cine nu trebuie. Vărsătorii nu acceptă jumătățile de măsură, așa că își vor lua în serios îndatoririle de astăzi și își vor da toată silința să și termine ceea ce încep. Peștii și nehotărârea sunt sinonime, din păcate aceasta le poate crea probleme majore, mai multă siguranță de sine le aprinde de minune. Acestea au fost predicțiile astrale, zi minunată!